Dacă am putea începe spunându-ne despre copilăria dumneavoastră. Bine, pe vremea era altă vremuri, un alt context. Rămăseseră încă rămășițile culturii acelea pe care francezii o numesc la Belle Époque, trecuse războiul. Eu m-am născut aici, în casa asta, și prima parte a copilăriei mele am făcut aici, până la 9 ani. După 9 ani m-am dus la țară și am locuit la Solnici vreo 10 ani de zile. Copilăria aici a fost una, a fost în București, cu toate facilitățile orașului, cu automobilele care au atunci, care se porneau cu manivelă, cu claxoanele care au atunci, care erau locuite de niște goarne cu care sufla în ele, cu foarte multe birje cu cai, pentru că majoritatea vehiculor care circulau în București erau cu cai, cu iluminatul cu gaz lampant care venea dimineața să le stingă și seara să le aprindă, cu țevile acelea lungi respective, cu precupeții care veneau și se aduceau mărfurile acasă, mai ales astea alimentare, veneau țărani, veneau țărânci, veneau lăptăresele. Deci aveai o cu totul altă situație. Lumea avea moda vestimentară, tocmai începuse cu coanele să-și taie fustele și să nu mai aibă fustele lungi până la călcâie și până la două degete sub genunchi, ceea ce a fost o revoluție. Erau pălăriile alea mai urâte ca niște clopoței pus pe cap. Și ceea ce era interesant era că domna încă o cultură de-asta familială foarte puternică. Familia era elementul fundamental. Eu n-am făcut școala la școală, ci am făcut școala particular aici în casă. Și am dat examene la școala Clemenții de pe Cea Rosetei. Cu o meditatoare care venea regulat și ne învăța carte. Am fost supușului discipline, eu și cu sora mea foarte severe, de către părinții mei, ore fixe de mâncare, ore fixe de culcare, ore fixe de învățat, trebuia să înveți de aici până aici, ore fixe de meditate și spațiul rezervat recreațiilor, când de obicei tata ne lua cu guvernanta și ne ducea la șoseaua Chiselef, unde era un loc de toți copii de boier, se întâlneau, ne jucam, ne cunoșteam între noi. Stăteam câteva ore, vorbea tata cu mașina și ne lua. Asta a fost viața aici. Dincolo la Stolnici era viața de țară. Eram la Conac, eram eu cu sora mea, atât. Ne jucam între noi, ne mai jucam cu copii de țara de acolo, de vecini. Nu știu ce, aveam însă cai de călărie, aveam biciclete cu care ne plimbam peste tot. Mergeam mult și pe jos prin păduri, că aveam păduri pe pământuri, pe arătură și așa mai departe. Și, bineînțeles, și acolo, cu un program de învățătură, asta a fost ideea părinților mei, foarte sever. Trebuia să fim meditat, trebuia să învățăm singur, trebuia să citim. Aveam la dispoziție o bibliotecă foarte mare, foarte mare, a banului Bălăceanu, pe care comuniștii au ars-o complet. Așa a fost moda pe vremea aceea. Și în perioada de afară ne ducea o lună de zile la mare, de obicei la Eforie, Eforie Nord, acum se cheamă Eforie, unde tot ai noștri se întâlneam și ne jucam, și pe urmă o lună la Sinaia, la munte. Și pe urmă reveneam și ne reduceam viața la țară cu toate caracteristicile vieții rurale. Până când am terminat liceul și am intrat în facultate, dar când am intrat în facultate a început și războiul și atunci s-a schimbat foarte mult în climatul existenței noastre datorită tuturor restricțiilor impuse de război, dar care nu au fost extrem de severe până la 4 aprilie 1944, când au început bombardamente. Atunci a fost rău. Atunci a fost foarte rău.
bombardamentele americane erau două ori mai rele decât astea rusești de acum. Am făcut bombardamente, am trecut până ele, în fine am scăpat de ele, am făcut facultatea de medicină și am intrat în medicină și am făcut meseria. Ne-ați spus că în familia dumneavoastră exista o anumită rigoare, o anumită... Da, da. Ne puteți spune cum, în ce consta educația unui, unui om de viță nobilă, unui copil de viță nobilă? Păi educația, cum să te îmbraci, cum să te miști în casă, cum să vorbești cu... oamenii în vârstă, cum să saluți oamenii în vârstă, cum să fii politicos, asta primul lucru. Și după aceea, disciplina de muncă. Să-ți faci lecțiile, să-ți faci obligațiile și după aceea să apuci să te distrezi. Cu, bineînțeles, respectarea unor anumite norme care erau destul de severe. Te și pedepsea. Pe vremea aceea încă îți mai dădea să la fund. Ne-ați spus că o mare parte a copilăriei ați petrecut-o la stolnici, da, la țară. Ne-ați spus că vă mai jucați cu, cu copiii, da, da, localnicilor. Da, da. Dar la un nivel puțin mai înalt, familiile nobile, oamenii din România bună, se amestecau cu țăranii? La țară ce vrei să faci? Eram singur de doi copii. Ne jucam cu copiii de la țară. Fără de niciun fel de... restricție, pentru că tata ne-a învățat să nu avem niciun fel de tendințe discriminatorii. Ne jucam și cu copiii de rom care erau, pentru că în jur era o colonie de rom și vreau și aia. La noi, pe curte, ne jucam cu ei, nu exista niciun fel de restricție de tipul acesta. Nu te juca cu el că e rom, nu te juca cu el. Era educația făcută de către părinții mei, nu era peste tot la fel. Știu că familia dumneavoastră foarte veche este, a fost agreată de familia regală a României. Într-un fel. Ne puteți spune dacă v-ați întâlnit și cum v-ați întâlnit cu, spre bine, exemplu, cu regele Mihai sau cu... Bine, asta în perioadele când eram în București. Da. El m-a invitat copii din anumite familii selectate și așa ne întâlneam la palat. Altfel foarte dificil, pentru că era și el un om izolat, supus unei discipline foarte severe, fiindcă regele Carol al II-lea i-a impus și lui un program de învățământ foarte, foarte sever, așa că nu prea ne-am întâlnit în perioada aceea. Și m-a venit dictatura lui Antonescu și ne-a separat complet. L-am mai revăzut când s-a reîntors în țară. Ne puteți spune cum arăta România mondenă a anilor 35-40? Era ca și cea europeană. Era stilul acela care a urmat imediat după la Belle Époque, stilul ăsta lui Coco Chanel, nu? Și nu era nicio diferență între protipendarea din București și protipendarea pariziană. Dar altfel cu coanele noastre și băierii noștri mergeau foarte des la Paris. Hop, top, să se aute. Ai mei nu, cu părinții mei n-au prea fost călători, dar părinții cu prietenilor noștri tot timpul erau pe la Paris, vengeau, făceau cumpărăturile acolo, vedeau care este stilul de viață, le readuceau aici, îmbrăcămintea venea de acolo, magazinele erau cu mărfuri venite de acolo, vitrinele erau splendide ca și la Paris, restaurantele erau ca și la Paris și cu aceleași feluri de mâncare, așa că, într-adevăr, termenul de micul Paris se potrivește. Nu numai la formele arhitecturale din centrul orașului care reproduceau Parisul lui Napoleon al III-lea, dar și în ceea ce privește viața de toate zilele, care era aceea a Parisului. Nu erau niciun fel de diferență. Ba chiar erau... Am fost odată la Viena, până 1936, și mi s-a părut Viena oraș de provincie. Nu clădirile și palatele, astea e altceva. Strada, vitrinele, magazinele, cum erau îmbrăcați oameni, taximetrele erau inferioare celor ale București. Știu că până la vârsta aceasta dumneavoastră ați continuat să lucrați și continuați. Da. Sunteți profesor, cercetător. Ne puteți spune în ce constă viața profesională a dumneavoastră acum? Acum? În primul rând nu ies din casă. Pentru că nu pot să circul, că nu pot să merg. Al doilea, lucrez. Greu, pentru că văd greu. Dar cu calculatoarele acestea îmi fac treaba.
Păi aproape toată ziua scriu și citesc, întâi să mă pun la curent cu evenimentele care se petrec. După aceea citesc ca să-mi satisfac curiozitățile mele academice. Și în al treilea rând citesc pentru a satisface necesitățile didactice. Fac cursuri, bineînțeles că online, fac cursuri câteva ore pe săptămână, examenele, tot online, și pe lângă asta scriu cărți. Chiar acum am terminat o carte și azi am început o altă carte, așa că aproape toată ziua stau așezat pe scaun la calculator și lucrez. Din când în când mai vine câte cineva la mine, cum ați venit voi, mai vine de un musafir, mai vine nepoată mea de la Paris, pentru că ea nu stă aici acolo și atunci acasă este mai veselă. Mai ies eu până când, acum nu pot pentru că aștept să mi se pui un ascensor ca să pot ieși, și mai ies cu nepotul meu, mă mai duce la un restaurant și, bineînțeles, mă duc la ședințele Academiei, la ședințele Institutului de Antropologie, a cărui director onorific sunt, și la obligațiile didactice, fiindcă sunt profesor la o universitate privată. Ați ajuns la vârsta aceasta venerabilă pe care toți ne-o visăm și ne întrebam care este rutina dumneavoastră de dimineață. Faceți ceva deosebit? Nu. Mă scol, fac toaleta, mănânc. Eu mănânc foarte mult la micul dejun și mă așez la calculator, mai și prins aici la calculator lucrurile. Ne-ați spus că ați terminat o carte și că scrieți acum o alta. Le scrieți la calculator pe toate, da, sau mai scrieți și pe foaie? Nu văd să scriu cu mâna. Și e mai ușor la calculator, că poți să ștergi, poți să... E mult, mă, infinit mai ușor. Cum percepeți generația tânără? Apoi eu cunosc numai de la nivelul studenții, elevii de liceu și ăștia nu îi cunosc prea bine, dar am o preocupare în legătură cu ei. Conduc o fundație de luptă împotriva drogurilor și sunt foarte preocupat și îngrijorat de faptul că acest consum de droguri a cam crescut prin licee și că instrumentele pe care le folosește statul român nu sunt suficient de eficiente, de altfel nu sunt eficiente nicăieri, pentru că se implică o mulțime de personalități corupte care facilitează această difuziune a drogurilor. A ajuns peste 20% din studenți, din elevi și din studenți să consume droguri, ceea ce este una din marile mele tristețe. Am fost impresionați când am văzut că dumneavoastră lucrați la calculator la vârsta aceasta și dacă ne-am bucurat dacă ne-ați putea spune despre începuturile ciberneticii. Știu că sunteți un pionier al ciberneticii. Pe vremea aceea nu se știa nimica. S-a pornit de la teoria informației, s-a pornit de la niște teorii asupra automatelor biologice pe care le-a făcut Norbert Wiener, s-a mai pornit de la o teorie a sistemelor generale, s-au reunit toate acestea și încetul cu încetul s-a dezvoltat această știință, informatica, pe vremea aia zicea cibernetica, dar nimeni nu bănuia că o să aibă explozia aceasta. Se credea că se va ajunge la construirea unor calculatoare mai subtile, unor mașini care să înlocuiască anumite aspecte ale activității cognitive a creierului și iată că s-a ajuns la ceea ce avem astăzi, de la smart telefoane, la calculatoare, de la calculatoare, la uriașele dispozitive cibernetice din centrele acestea mari pe care universul, planeta noastră le-a creat în diferite locuri pentru a depozita informațiile care să observească internetului. La ce concluzie ați ajuns după o viață petrecută în România? N-am înțeles. La ce concluzie ați ajuns după o viață petrecută aici? Așa, n-am ajuns la nicio concluzie. Mă uit înainte și văd, aștept să văd ce se va întâmpla. Ce mă enervează pe mine este că tineretul a abandonat cultura
pentru, în special, științele aplicative, și asta e vina Ministerului Culturii, care a scos disciplinele umaniste, le-a redus foarte mult în detriment formației unui un individ complet format, individ cu o cultură foarte mare. Urmă, eu sunt un om religios, lumea nu respectă religia decât foarte puțin. Este, aveți preot în școală, vi se fac cursuri de religie, dar pe vremea mea lucrurile acestea erau temeinic înfipte în programele școlare. Mă nemulțumește faptul acesta în special că tineretul de astăzi, toată ziua pe calculator, toată ziua pe telefon, unde duci? Și își creează o existență virtuală paralelă cu existența lumea reală, care este o fantezie parazitantă care va deranja foarte mult modul de funcționare al creierului uman și nu știu dacă va fi spre bine sau dacă va fi spre rău specinoase. Noi am fost construiți și suntem construiți biologic pentru viața în realitate, nu în lumea virtuală. Exagerarea aceasta, trăirea aceasta, aproape 80% de timp liber în lumea virtuală, nu este bună. Fie că este lumea jocurilor, fie că este lumea rețelelor de socializare, amândouă sunt instrumente artificiale și periculoase. Asta este ceea ce consider eu, s-ar putea să greșesc. Pe vremea mea nici să bănuia acest lucru. Chiar când împreună cu maestrii noștri am făcut cibernetica, nici nu ne-am visat să se întâmple așa ceva. Astăzi vedeți că fără internet nici nu mai poți să-ți imaginezi existența. Chiar și eu la 99 de ani, fără internet, mă simt ca și când ar fi un dezastru, când se întâmplă câte o pană de asta de internet, atunci simt cât de important a revenit pentru mine. Dar eu trăiesc și lumea reală. Păi este lumea reală. Eu toată ziua tac, cu telefonul. Dacă ne puteți povesti despre un concept pe care noi nu l-am prins, despre Jockey Club. Mai au cai speranță în 2022? Ăla e un concept cu totul diferit. Jockey Club era un fel de grup. Un club, ca să spunem așa, foarte selectiv și închis în perioada intermediului exclusiv a boierimii românești. Și pe lângă faptul că era un club unde se adunau, discutau, jucau cărți, mâncau table, aveau și restaurant și mâncau, numai de bărbat, aveau și curse, patronau cursele de cai. Bucureștiul avea pe vremea aceea un aerodrom, un hipodrom extraordinar de frumos, acolo unde se găsește acum Casa Scânteie. Și când s-a făcut această onoare, au luat terenurile respective, le-au desfințat și nici până astăzi n-au vrut să refacă Jockey Club. Eu am refăcut Jockey Club-ul după 1990, dar nu mai ce era. Revoluția comunistă, bolșevizarea României, a distrus boierimea românească, a schimbat structura elitelor românești și a introdus un element care e iarăși foarte deranjat, a mitocanizat societatea omenească. Oamenilor de mitocani, vulcani, nu mai au respect unii față de ceilalți, vorbesc urât și uită chiar și să vorbească gramatical. Eu mă uit câteodată la toate mesajele astea pe rețele sociale, nici măcar nu sunt gramatical corecte, ceea ce este o mare lipsă și un defect de educație care se resimte și asupra restului vieții. Pentru că dacă ești dezordonat într-un segment al vieții tale, ești dezordonat în toate segmentele. În încheiere, ne puteți spune, desigur, ne-ați spus că sunteți tânăr, că priviți înainte, dar ne puteți da niște sfaturi ca să ducem o viață bună, nu lungă, măcar bună. Pe viața întâi să vă vedeți în școală. Nu există niciun sistem de supraviețuire onorabilă în societățile românești,
dacă nu ești curit. Eu, în perioada comunistă, ca boier, am fost înlăturat așa, aproape aruncat la gunoi. Prin muncă, prin profesiune, am revenit și mi-am ocupat un loc foarte important. Deci primul lucru este profesiune. Al doilea lucru, să vă faceți o cultură. Pentru că un om fără cultură este un om infirm. Cultură înseamnă istorie, cultură înseamnă literatură, cum se numește, înseamnă muzică, pictură și așa mai departe. Singurul animal care face cultură este omul. Păi de ce tocmai acest lucru, care este o particularitate a speciei noastre, să fie neglijat? Deci, în afară de programele școlare, formațiile, asociații, grupuri, studiați particulari, individual, citiți marea literatură românească, marea literatură universală și veți găsi satisfacție mult mai mari decât în jocurile acele electronice pe care vă cramponați toată ziua. Și faceți și sport mai mult. Sportul nu este să te duci la meci să vezi cel cum joacă alții. Sportul este să mergi. Păi noi mai făceam bicicletă, făceam călărie. Ne-a luat tata o motocicletă, mergeam cu motocicleta. Mergeam mult pe jos. La mare notam, mergeam, jucam volei, jucam tenis și așa mai departe. Toate aceste lucruri servesc nu numai la întărirea aparatului osteomuscular, ci creează un climat favorabil modului de funcționare a creierului. Mens sana in corpore sana, așa spuneau latinii, dar latinii au luat modelul de la greci. La greci, în orice universitate, era o palestră unde se făcea gimnastică. Jocurile olimpice erau mixte, nu erau numai concursuri literare, erau concursuri sportive. Deci dat mai mult accent sportului, dar nu sportului ca spectator, sportului ca actor, nu sportul de performanță. Sportul de performanță e altceva. Sportul pentru menținerea echilibrului sănătos al corpului.